Doriți ca copiii dumneavoastră să citească mai mult? Nu sunteți singuri în această situație, mai ales în prezent, când telefoanele au acaparat lumea. Deci, cum să insuflăm în inimile copiilor dragostea de a citi? Oaspetele emisiunii de astăzi, doamna Eleonora Timov, învățătoare de clasele primare la gimnaziul Alexandru cel Bun din Cernăuți, ne va da astăzi unele sfaturi în ceea ce privește tehnica și importanța cititului în viața școlarului. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Deci cât de importantă este tehnica citirii, cititul în viața școlarului? Majoritatea copiilor, deci când fac primii pași la școală, majoritatea nu citesc. Pot să spun că lucrul acesta noi îl începem de la zero. Și deci noi suntem acele persoane care începem, facem primii pași împreună cu copiii. În primul rând, este foarte important să dezvoltăm vorbirea orală copiilor. Deci primii pași în clasa 1, deci dezvoltăm vorbirea orală copiilor. Înainte de a face cunoștință cu literele, noi facem cunoștință copiilor cu sunetele vorbirii. Deci sunetele, deci copiii știu de la primii pași că sunetele se aud și se rostesc, iar literele noi le citim și le scriem. Și este important ca copilul să fie instruit corect, adică să înțeleagă de la primii pași cum se leagă, deci sunetele între ele, cum se formează primele silabe. De multe ori se întâmplă că unii părinți doresc să-i pregătească de școală pe copii și dacă nu știe metodica corectă, și este foarte bine ca totuși lucrul acesta să se efectueze, să se facă de oameni care știu metodica. Și este foarte bine când lucrul acesta este făcut de învățător la școală. Și câte cuvinte ar trebui să citească elevii din clasele primare? În diferite clase, deci se începe, nivelul trebuie să crească, treptat să crească. Deci în clasa 1 până la sfârșitul anului școlar ar trebui să fie minimum 30-35 de cuvinte. Și în clasa 4, deci ajunge numărul la 80 de cuvinte. De obicei copiii, majoritatea, ridică nivelul acesta și anul ăsta am avut clasa 4, deci am avut copii care au citit și peste 100. Însușirea materialului cumva depinde de viteza citirii? Foarte mult, foarte mult. Și deci la citire noi trebuie să avem nu numai viteză, dar citirea trebuie să fie conștientă. Copilul trebuie să știe ce citește, după ce a citit, să înțeleagă, să poată răspunde la întrebări, deci să nu fie numai o citire rapidă. Să fie conștientă, să fie coerentă, să fie expresivă. Dar ce beneficii are cititul părinților împreună cu copiii săi? De la bun început, noi discutăm cu părinții, deci eu le zic așa, că noi trebuie să lucrăm numai împreună. Eu fără ei, mult lucru n-am să fac și nici ei fără mine nu. Deci împreună vom avea rezultate și împreună vom putea dobândi, deci, succese. Și ceea ce învățătorul lucrează la școală, numai decât trebuiește prelungit, deci, acasă. Și ce le-ați dorit dumneavoastră elevilor, colegilor dumneavoastră de muncă și părinților? Am muncit 38 de ani învățătoare la clasele primare și îmi pare că atâtea semne de întrebare n-au fost niciodată. Deci, în primul rând, cu situația în care noi ne aflăm acum, deci, pe prim plan, foarte mult aș dori ca cu toții să fim sănătoși. Foarte mare dorință aș avea, cu lacrimi în ochi vă spun, să văd copiii în față și să putem începe lucrul.